legătura asta, ne auzim și ne vedem cum trebuie pe camera asta nouă, pentru că vlogul trecut a fost un mare fail, mare, mare fail. N-am făcut setările cum trebuie, nici la imagine, nici la audio. Și nu e ce trebuie, dar efectiv n-am mai avut cum să refilmez tot ce a fost în acel vlog, așa că l-am postat așa. Nu sunt deloc mulțumită de ce e acolo, mai ales pe partea de audio. E jale, se aude ca și cum vorbeam dintr-un mare, mare butoi, dar asta este. Când ai o cameră nouă, e greu la început, până te obișnuiești cu ea, până îi faci setările, până o înveți. Și practic ce am filmat atunci era cu camera abia scoasă din cutie și am făcut eu 3 setări pe acolo. Nu le-am făcut cum trebuie, după cum s-a văzut și s-a auzit, dar asta este. Mi-am cerut scuze și într-un comentariu la acel vlog că sunetul mai ales nu este ce trebuie, dar am mai umblat și sper că acum este totul în regulă. Spuneți-mi ce și cum. Și am deschis camera pentru că fetelor și băieților, dacă se uită și băieți la mine, am primit un colet astăzi. Am să-l arăt așa ca să nu vedeți adresa. Și teoretic, înăuntru ar trebui să fie produsul lipsă de la Bath & Body Works. Știți voi? Ha-ha, produsul lipsă, după care am umblat, mă rog, între ghilimele am umblat, produsul pe care l-am tot așteptat, n-au trecut decât 3 săptămâni. 3 săptămâni fără o zi. Deci 3 săptămâni de când a venit coletul inițial și am observat că lipsește produsul și de când i-am contactat că lipsește produsul și că aș vrea să vină și produsul acela lipsă. Și da, după mesaje, e-mail-uri la care n-a răspuns nimeni și nu cred că o să mai răspundă cineva vreodată în viața asta, dar pe Instagram cât de cât am mai răspuns. Am lăsat și comentarii pe la postările lor, doar o vedea cineva și mă băga și pe mine în seamă. Bine, pe mine și pe alte 100, 200, 300 de persoane, nu știu câte, că foarte multe persoane au avut probleme cu aceste comenzi la Bath & Body Works. Așadar, într-un final, mi-au dat un mesaj că au confirmarea că au trimis produsul cei de la site. Mă rog, de când au dat ei confirmarea, până a venit produsul, tot așa. A mai durat ceva, nu știu, vreo 5-6 zile, dar, în fine, astăzi a venit coletul. Acum, eu sper să fie ce trebuie înăuntru. Râd, pentru că deja mi se pare o situație așa, se fere. Așadar, sper să fie ce trebuie înăuntru și nu alt produs, poate. Cine știe? Hai să vedem. O să deschid. Nu pot să vă arăt foarte multe, pentru că, din nou, adresa e trecută. Dar, deschid așa. Și-a făcut gălăgie. Și desfacem. Pam, pam. Pam, pam. Pam, 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 pam. Așa arată ce este înăuntru. Miroase foarte bine. Da, miroase bine coletul. Mă bucur că au parfumat coletul. Asta e cel mai important. Și hai să vedem. Da, este ce trebuie. Într-un final, într-un final. Asta așteptam. Nu putea să vină din prima, nu putea să vină din prima. Bun, acum cadoul lui Tibi de Moș Nicolae este complet. E umed produsul pentru că n-a făcut condens. E rece și a venit de afară aici la căldură în casă și e umed, dar nu cred că e curs. Nu, 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 e doar condensul. A venit, în sfârșit am și eu ce cadou să dau și acum hai să-l și mirosim, dacă tot a ajuns într-un final la mine. Hai să vedem care e treaba cu el. Miroase foarte bine, dar nu miroase chiar ca lumânarea. Nu am aici lângă mine și Tibi se uită la meci în partea cealaltă, poate auziți, așa că nu pot să mă duc să scot lumânarea de acolo. Așa că trebuie să vorbesc din amintiri. Miroase foarte bine, e miros masculin 100%, lemnos și am băgat și nasul în produs, dar lumânarea miroase puțin, puțin altfel. Mi se pare mai elegantă lumânarea, mai cu miros mai deosebit. Gelul de duș e, cum să zic, un miros clasic bărbătesc, aș spune. Dar miroase bine și e un miros puternic. Sunt curioasă dacă se simte mirosul și pe piele după ce te speli. Dar dacă ar fi să compar mirosurile, lumânarea cred că îmi place mai mult ca miros decât gelul de duș. Oricum, lumânarea este mahogany teakwood și acesta vedeți că este doar teakwood, fără mahogany. Da, eu tot îl șterg, că tot face condens, dar nu-i bai.
se încălzește el. Bun, a venit. A venit după 3 săptămâni. A venit și produsul. Gata. Oricum, chiar dacă a venit într-un final produsul, momentan încă nu pot să vă recomand să faceți cumpărături pe Bath & Body Works, pe site, mă refer, că e clar că sunt depășiți de situație și dacă vreți să faceți un cadou de Crăciun, e posibil să nu ajungă la timp, just saying. Am mai văzut în comentarii că a început lumea să-și mai primească comenzile, dar durează foarte mult. Așa că, momentan, o să stau departe de site, deși îmi pare atât de rău, atât de rău, pentru că au băgat colecțiile de Crăciun, sigur o să aibă și oferte în perioada asta și asta așteptam, să pot să cumpăr produsele Bath & Body Works. Așa, mă bucur și eu de oferte, de produse, de o varietate mai mare de produse, că așa lumânări găsesc și pe Notino, cum am găsit și până acum și se pare că tot la Notino rămân, cel puțin deocamdată. Dar pe Notino nu găsesc creme de mâini, creme de corp, geluri de duș, produse de baie, de corp, nu găsesc așa ceva și mă bucuram că o să am și eu acces la astfel de produse de la Bath & Body Works, dar se pare că momentan nu. Rămân cu ce am reușit să iau până acum și cine știe când și-or reveni și ei și se mai organizează și o să aibă un site funcțional și, mă rog, nu neapărat site-ul, partea de customer service din spate, partea de oameni, acolo e problema. Practic nu există customer service la Bath & Body Works. Nu comunică nimeni cu tine și ești lăsat așa în aer, așteptând un colet, un produs pe care l-ai plătit și nu mai vine. Cam asta este cu produsul rătăcit și ajuns la mine într-un final, după mult timp. Am uitat să vă arăt ce calendar de advent și-a luat Tibi. Anul ăsta s-a răsfățat și el cu un calendar și este un calendar cu romuri și jazz. Da, îi vedem fundul. Mulțumim, Jez. Așa, se desface. Mă arată foarte, foarte bine și sunt 24 de tipuri de rom. Practic e ca un fel de degustare de romuri și dacă o să-i placă ceva foarte mult, poate să-și cumpere după aia sticla întreagă și să o pună în barul de acasă. Barul de acasă care este undeva acolo în spate, nu foarte bine organizat, dar o să se ocupe și de asta la un moment dat sau o să ne ocupăm și de asta la un moment dat. Revenind la calendar, îmi place foarte mult designul și nu s-a putut abține și a deschis prima căsuță, chiar dacă nu suntem în 1 decembrie. Și cam așa arată sticluțele, sunt foarte simpatice, cred că au, nu știu, 20 de mililitri, parcă? Da, 20 de mililitri. Ceva Christmas edition, nu știu. Sper să-i placă, sper să găsească ceva interesant aici. Calendarul a luat de pe Fine Store, Liquor Store, Fine Store, cred că Fine Store, există Fine Store, nu? Nu mă pricep, dar e un site care vinde băuturi alcoolice, cred că Fine Store. Am să las scris pe ecran, cel mai bine, ca să știm exact. În cazul în care vă interesează și vreți să luați așa ceva cadou pentru soț, partener, frate, tată, orice bărbat din viața voastră, mi se pare o idee foarte mișto. Și acum o să avem amândoi calendare de advent pe care o să le deschidem în fiecare zi. Calendarele mele sunt aici, adunate, da, știu, e puțin haos, puțin mai mult, dar când o să le scot de aici și o să le pun sub un brad pe care încă nu-l avem, o să se elibereze toată treaba de aici. Aici am o cutie cu toate decorațiunile din Sinsay și Pepco pe care le-am luat și cărora le-am făcut haul. O să apară și acele hauluri în decembrie. Aici este o cutie în care mai depozitez treburi și avem calendarul de la Yves Rocher, care încă n-a fost deschis, așteaptă cu minte. De pe 1 decembrie o să începem să-l deschidem. Aici este calendarul de la ASOS, are unboxing pe canal. Calendarul de la Balea are unboxing pe canal. Stați așa că nu știu ce se întâmplă aici. S-a blocat pe aici, pe undeva, în toată încurcătura asta. Apoi, al doilea calendar de la Balea, care este nou în țiplă și așteaptă să ajungă la una sau unul dintre voi. Și ultimul, calendarul de la Rituals, care are și el unboxing pe canal și nu pot să-l țin în mână, că e foarte greu. Și
După cum vedeți, calendarul de la Rituals este din nou în cutie, deși l-am asamblat atunci când i-am făcut unboxing, dar nu aveam unde să stau cu el, cu brăduțul ăla în casă atâta timp, așa că l-am dezasamblat și l-am pus înapoi în cutie. Nu știu dacă a fost o mișcare inteligentă sau nu, o să văd când o să trebuiască să-l asamblez înapoi. Sper să mai pot face treaba asta. Dar da, cam așa arată toate. Puțin haos momentan, dar o să arate totul mai bine când o să le pun la locul lor și o să încep să le desfac. Și de pe aștept să se bucure și Tibi, stați să pun aici și calendarul ăsta, să se bucure și Tibi de ce are aici, pe spate pe undeva ne spune. Da, avem aici eticheta cu toate romurile. Oricum nu e ca și cum știu vreun rom de pe aici sau orice alt rom în general, în afară de Havana, cred că e singurul pe care îl știu și ăla sigur nu e cel mai deosebit rom în viață. Dar sper că Tibi o să găsească ceva care să-i placă pe aici. Dar designul e ce trebuie, arată așa ca o carte și pe interior zici că e o pagină dintr-un ziar. Da, asta așa ca o idee de cadou, să zic, pentru bărbații din viața voastră. Nu o să mai fac anul acesta, adică cred că nu o să mai fac clipuri cu cadouri pentru el, cadouri pentru ea. Clipurile făcute anul trecut mi se par în continuare valabile, așa că dacă vă interesează și aveți nevoie de ceva inspirație, vă trimit la acele clipuri. Dacă nu uit, am să le las în descriere sau în primul comentariu la acest clip. Și ca să vă fac și o prezentare completă, calendarul vine și cu aceste două etichete, doar că eu le-am scos mai înainte ca să pot să îl deschid și să vi-l arăt. Și avem aici mai multe informații și o urare de Merry Christmas. Ziua de la munte, se vede că nu sunt acasă în mediul meu, am și zăpadă aici în spate. Am venit la ziua surorii lui Tibi, adică ziua cumnatei mele, zis așa mai simplu. Nu prea le am eu cu aceste apelative, cumnat, cumătrii, nebunii de genul, dar mai simplu zis, da, este ziua cumnatei mele. Și nu o să filmez prea mult pe aici, pentru că o să fie cu petreceri, cu mulți oameni care cu siguranță nu vor să apară pe cameră, dar am zis să vă fac așa un update ca să știți unde am ajuns, pentru că am filmat și pe drum așa puțin, ca să știți unde am ajuns și o să vă filmez împrejurimile, pentru că a nins foarte, foarte frumos și e tot acoperit de zăpadă și arată foarte bine. Acum nu știu cât se vede, am să filmez puțin aici, dar mâine, pe zi, o să vă filmez să vă arăt. E așa un tărâm de poveste. Am ajuns în tărâmul Crăciunului, deja aproape a Crăciunului. Și mă bucur că am prins zăpadă, pentru că în Iași a nins acum vreo săptămână, într-o seară, într-o noapte, dar până a doua zi deja s-a topit tot, după aia a plouat și adio zăpadă. Dar aici este zăpadă cât vrei și cât nu vrei. O să fie și o bulgăreală, poate, poate mai multe, nu știm, o să aflăm. Dar v-am zis, nu pot să filmez foarte multe, că na, nu e frumos. Când mă filmez eu pe mine și vă arăt ce fac pe aici, pe acolo, e altceva. Dar când sunt implicați alți oameni și, v-am zis, cu petreceri, cu muzică, cu alcoale și alte nebunii, nu ne băgăm la așa ceva, că nu e frumos. Dar, da, am vrut să vă spun ce și cum și acum hai să vă arăt puțin, să tragem puțin perdeaua, să tragem puțin mai mult perdeaua. Ia, să întorc camera. Am deschis și un geam și cam așa arată, foarte, foarte frumos. A nins bine de tot, picură ceva pe aici, se topește puțin în zăpadă. Cam acesta este peisajul. Îmi pare rău că n-am niște ținute la mine ceva. Ar fi mers niște poze în tot peisajul ăsta așa alb și frumos. Da, asta este. Și în partea cealaltă, acesta este spatele cabanei, cum ar veni, a pensiunii, mă rog. În partea cealaltă se vede și mai frumos. Hai că am închis geamul, că e frig, chiar foarte frig, aș putea să spun. Venind de la Iași, unde
Era o temperatură decentă și ajungând aici unde sigur sunt cu minus gradele, a fost așa o diferență. Vreau să ridic, cum îi spune, perdeaua peste calorifer ca să se încălzească camera. L-auziți pe Jess, poate, pe fundal, pentru că l-am luat cu mine să se încălzească puțin în cameră, pentru că am de muncit ceva. Hei, eu mereu am de muncit ceva și ratez toată distracția. Da, trebuie să muncesc ceva rapid, pe aia o pauză, mai muncesc ceva și l-am luat și pe el cu mine, pentru că jos în foișor, unde e toată lumea și unde el vrea să stea, bineînțeles, printre toți oamenii, e cam frig. Și l-am mai luat cu mine ca să se încălzească, mai coborâm mai încolo și tot așa. Și nu-i convine acum. E supărat. E supărat. De ce nu stai la acolo cu oamenii, domnule? De ce nu stai acolo? Că am filmat ceva, dar am fost întreruptă. Geza a văzut o doamnă și s-a dus repede spre ea. În fine, o să pun cu siguranță muzică peste, pentru că se aude muzica din foișor. Și ne mai auzim zilele viitoare. Ia, Jez, hai și tu aici. Hai aici. Hai. Da, 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 da. Tu vrei iubirii, tu vrei răsfăț, tu vrei... Dar arată-ți și fața la cameră, măi, nu vrei, nu? Așa, 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 ceva de genul. Mai greu, mai greu. Este a doua zi dimineața, așa că vă spun și eu bună dimineața. Și am ieșit puțin cu Jezulică pe afară. Jezulică care este aici. Și cam așa se prezintă situația. Până și aici începe să se topească puțin. Dacă vedeți, nu știu cât prinde camera, se scurge zăpada din copaci. Dar încă arată așa ca de poveste. Și aici avem un prieten. Un prieten, da? Ești cu mințel? Ești cu mințel. Hai. Hai, Jess. Da, mării, mării. Sigur că mării. Să mă uiți de pe acolo. Sunt căței pe aici. Sper să fie ok și să fie pașnici. Aici se vede mai bine tot peisajul. Și Jess, care iubește zăpada de altfel. Doar că am uitat să-i pun hăinuța. I-am luat hăinuța, dar am ieșit fără până la urmă. Am luat-o degeaba. Opa! Avem niște prieteni, Jess. Sunteți cu minți sau nu sunteți cu minți? Ia, să vedem. Întâlnire de gradul 3. Sunteți cu minți? Nu mi-l atacați pe Jez, da? Vai, ce simpatic e puiul ăla! Vai, ce simpatic e! Ai de mine! Măi, pufoșenie, măi! Stați că eu sunt aici cu căței, bineînțeles. Ăsta latră, ăsta e mai... Ești mai rău tu, a? Da, ăla micu cu alb și cu negru. Vai, ce simpatic e! E un fel de puiuț. Mă rog, e mai mare ca Jez, ai puiuț. Hai, Jez, ți-ai făcut prieteni? Nu? Nu prea. Nu ești tu așa sociabil. Ia, stați așa, stați așa. Ăsta e mai curajos. Ăsta e curajosul din gașcă. Și ăla micu. Cred că las camera îndată să mă duc să-l flocoșesc. Sper să reușesc. Să nu rămân fără mână în toată această distracție. Tu ce faci, mai? Tu ce faci? Vă împrieteniți? Ce s-a mai băgat în zăpadă pe aici? Cred că m-am și udat puțin la picioare. La fuge, la mic. Nu stă. Nu stă. Hai, Jez, gata. Nu-i voi acolo. Jez? Gata, distracția. Hai încoace. Hai, hai, vin aici. Hai, vin aici. Hai, 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 hai. Hai prin zăpadă. Hai, hai, hai. Da, și cam asta este distracția de dimineață. Mă rog, dimineață, că e amiază, dar vorba vine. Nu-ți mai place prin zăpadă. Ți-a înghețat lăbuțile. Așa e. Așa că, momentan, vă zic la revedere. Unde mă duci, mai? Unde mă bagi? A, mai este un foișor ceva pe aici. Nu știu mai cui este. Geză să pune să fac o treabă, așa că trebuie să mă pregătesc să strâng. Așa că ne auzim mai târziu sau mâine sau poate chiar din Iași, că nu știu dacă mai am ce filma pe aici. Vă mai arăt odată zăpada, peisajul, tot frumos. Și nu cred că v-am spus pasiunea lui Jez. S-a oprit acum că am pornit camera. Îi place să mănânce zăpadă. Asta e pasiunea lui. Cățeluș, cu minte? Nu foarte cu minte, ok, hai. Da. Trece mai departe. E ok, am trezit toată cabana. Și nu cred că v-am spus unde suntem. Suntem undeva pe lângă gura humorului.
păltinoasa, ceva de genul ăsta se cheamă pe aici zona. Așa, gata, hai, acum chiar că vă spun, la revedere, până mai târziu. Ne-am întors de la munte, după cum se vede, vă vorbesc de aici, de acasă, de la mine. A fost foarte ok, ieșirea foarte plăcută și aveam nevoie de așa ceva, de o ieșire din rutină, mai ales că săptămâna viitoare o să fie destul de grea pentru mine, pentru că marți am programat o extracție și o adiție de os. Și nu știu exact ce o să fie. Extracții am mai avut. Am avut două măsele de minte extrase. Adiții de os n-am mai avut până acum, nu știu la ce să mă aștept exact, nu știu ce o să fie și în special nu știu ce o să fie după intervenție, dar probabil vreo câteva zile după o să-mi fie greu să vorbesc, să mănânc, să fac orice, așa că o să fiu mai pe low energy. De asta am și filmat acest vlog în avans, ca să-l am pentru săptămâna viitoare, că na, nu știu exact cât o să pot vorbi în fața camerei o zi, două după această intervenție. Și da, aveam nevoie așa de, nu știu, de treaba asta, să mă energizez cumva pentru săptămâna care urmează. Bun, Jazz iar vrea afară, bineînțeles, mereu îl iau în cameră, îl vine, vai, că vreau să stau în cameră cu tine, bine. Nu spune chestia asta. Asta îmi imaginez eu că spune. Vreau să stau în cameră cu tine, să fiu alături de tine și după aia la 5 minute pufăie pe la ușă. Și dă târcoale că vrea afară. Jazz? But why? De ce face asta? Da, nu se știe. Ați văzut că a fost și el la munte și s-a distrat pe acolo prin zăpadă. Dar azi să știți că deja se topea bine în zăpadă. Deci nu a rezistat foarte mult, dar mai mult ca în Iași, unde nu mai este absolut deloc zăpadă. Dar frigul e în continuare aici. Bun, ce voiam să vă mai spun, că vreau să-și închei vlogul ăsta ca să nu mai lungim foarte mult. Ne-am întors la munte, voiam să vă arăt trei decorațiuni, așa, fără niciun, nu știu cum să zic, fără nicio pregătire înainte, fără nimic. Hei, am trei decorațiuni de Crăciun pe care vreau să vi le arăt. Da, știu, nu are niciun sens. Dar am filmat clipuri, cred că v-am zis, nu? Am filmat un haul cu decorațiuni din Sinsay și unul cu decorațiuni din Pepco, dar pe acestea trei le-am luat din Auchan și nu-și găseau locul niciun haul, așa că vi le arăt aici, pe vlog. Mereu au avut decorațiuni foarte faine în Auchan, foarte, foarte faine și deosebite, mai altfel decât ce găsim peste tot, chiar și față de ce găsim în Pepco, Sinsay, Jumbo, în Jumbo na Jumbo, dar îmi imaginez că sunt cam aceleași peste tot. Ei bine, în Auchan mereu aduc chestii foarte faine și aduc multe decorațiuni din lemn. Și v-am zis eu că mie îmi plac aceste decorațiuni din lemn și avem așa ceva. Este un cerculeț din metal și avem imaginea asta așa cu munți, cu căsuțe, un vulpoi aici foarte simpatic. Nu mai știu exact care sunt prețurile, dar au fost până în 10 lei. Gen vreo 7-8 lei fiecare undeva pe acolo. Nu sunt ieftine, dar din astea e așa câte o bucată, nu ți-ai 10-20 de decorațiuni de genul acesta. Am luat-o pe asta așadar. Mai am una cu un brăduț, foarte simpatic, și ce e aici? A, e un pitic de la un gnom, de la simpatic, așa, de câte ori am spus simpatic, trecem peste. Așa, și cu brăduți, și asta mi-a plăcut, un brăduț cu brăduți, ați înțeles, da? Și asta mi-a plăcut mult, tot așa din lemn, prețul tot pe acolo, pe undeva, și asta mi s-a părut foarte tare, e ca un glob. Avem pe Moșu aici, care este un pilot adevărat, este într-un avion, are și ochelari de pilot. Și, practic, este un countdown, ca se spune așa în engleză, o numărătoare inversă până la Crăciun. Dacă vedeți voi, aici scrie only, și înlocuiești tu cu câte zile mai sunt, days to go.
Adică mai sunt atâtea zile până vine Crăciunul. Și învârți de aici, focus așa, învârți de aici și muți câte zile mai sunt. Începe de la 25. 25, 24 și numeri pam, 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 până ajungi la, stați așa, ziua 1, mai este o zi, yay, și vine moșul. Da, mi s-a părut foarte, foarte tare ideea, n-am mai văzut așa ceva până acum, așa că am luat și treaba asta. Voiam să vă dau un update referitor la acest difuzor cu bețișoare de la Eiffel, să-i spunem, Eiffel, Eiffel. V-am zis eu acum vreo câteva vloguri că le-am luat din piatră, am luat ăsta și încă unul cu cea plăcintă de mere, parcă. Pe acela încă nu l-am folosit, aștept să vină 1 decembrie ca să-l pun. Eu când filmez acum este încă noiembrie și pe 1 decembrie o să-l pun și difuzorul acela. Dar pe ăsta l-am folosit, a fost cu mango și a mirosit foarte bine, să știți, am pus în baie și chiar mirosea în baie când intrai. Doar că a ținut puțin. După o săptămână și un pic era gata lichidul dinăuntru, așa că mai degrabă rentează să iei varianta mare. Varianta asta mică a fost 10 lei și are 55 de mililitri. Cealaltă variantă, pe care nu am acum la îndemână, cred că e dublă. Are vreo 100 de mililitri și este 20 de lei. Dar aceea am înțeles că ține vreo 3-4 săptămâni. Deci, mai degrabă, cred că o să cumpăr variante mari de acum înainte. Dar ca miros, ca aromă, ca putere a aromei, ca să spun așa, ca intensitate, a fost ok, chiar s-a simțit bine. Varianta mare, aceea cu plăcintă de mere, vreau să o pun în living. Acolo spațiul e mai mare decât în baie și sunt curioasă cum se va simți, dacă se va simți, dar o să vedem. O să vă spun ce și cum la momentul potrivit. Și dacă tot vorbim de arome de cameră, am găsit treburile astea de la Glade. Știți că ei au mereu, scot mereu variante din astea iernatice, când este cazul, și Glade și, cum îi cheamă pe alți, Airwick, cred, și ei au variante din astea de sărbătoare, cu arome de sărbătoare, și cei de la Glade au varianta asta cu Apple Cozy Cider, că nu citisem tot numele, arată cam așa, am luat varianta spray, și mai au Mary Berry and Wine. Și la asta am luat aparatul acesta cu fâs-fâs. Asta nu știu cum miroase, că nu l-am desfăcut. Pe asta l-am dat și... Hai să-i dăm un fus acum. Wow. Miroase foarte fain. Miroase a... măr condimentat. E mirosul clasic, practic, de iarnă. Dar miroase bine. O să fie ok. Și mie plac astea de la Glade. Am mai avut și sunt în regulă. Acesta a fost vlogul. Sper că v-a plăcut. Cred că o să intre ca primul vlog din seria cu zurgălăi, dacă nu mă înșel. Așa că, hei, începe un nou sezon din seria cu zurgălăi. Este al 6-lea an, dacă nu mă înșel. Avem ceva vechime. Bun, vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la vlogurile viitoare. V-am pupat! Pa!